Bătrânul pusnic fără nume din pustia muntelui Atos spune ceva greu de acceptat. El spune că trebuie să primim ceea ce el numește mijloacele rugăciunii. Care sunt mijloacele rugăciunii? Adică acele lucruri care, simțite intens, te fac să trăiești rugăciunea în profunzime. Iată care sunt frica, lacrimile, durerea, suspinarea, tăcerea. Vă spun repede că bătrânul pusnic fără nume este personajul central al cărții O Noapte în Pustia Sfântului Munte de Mitropolitul Ierodeos Vlahos. Revin. Dintre toate mijloacele rugăciunii pe care le-am amintit, frica mi se pare foarte interesantă. Toate celelalte sunt importante. Observați că toate sunt, de fapt, forme ale suferinței. Lacrimile, suspinarea, tăcerea, toate sunt exprimări ascetice. Toate sunt pline de durere. Însă, după cum știți, durerea este, dacă nu calea către adevăr, atunci, cu siguranță, este un revelator al adevărului. Sau, măcar, este un minunat însoțitor pe drumul către adevăr, durerea. Dar, în mod special, aș vrea să vorbim astăzi despre frică, pentru că frica este o senzație mai degrabă neînțeleasă și insuficient apreciată în viața duhovnicească. Cred că frica este cea mai subestimată dintre toate cărările care ne duc la credință și care ne mențin pe această cale. Ca și mulți dintre dumneavoastră, a trebuit să trec eu personal prin experiențe destul de grele ca să ajung la această concluzie. Și mă opresc asupra fricii și pentru a clarifica de ce spunem adesea că înaintea lui Dumnezeu trebuie să venim cu frică, sigur că nu doar cu frică, ci și cu credință și cu dragoste. Dar prima pe listă este totuși frica. Ce nu vreau să se înțeleagă din tot ceea ce vă spun acum? N-aș vrea să credeți că îmi place teroarea. Teroarea nu este un concept acceptabil pentru creștini. Frica despre care vorbesc nu te strivește, deși îi simți apăsarea. Pentru că este un sentiment real. Prin această frică, Dumnezeu nu devine un tiran și tu nu devii o victimă. Mai degrabă, prin frica aceasta, reușești să eviți să fii o victimă. Pentru că drumul vieții tale spirituale este deja plin de capcane și a cădea în aceste capcane este aproape inevitabil. Aproape zic, pentru că frica păzește ogorul, nu? Știam asta de foarte multă vreme și credeam că se referă doar la agricultură. Nu se referă la agricultură, se referă mai ales la cultivarea Sufletului o să explorăm deci frica de Dumnezeu din trei perspective. Primul reper referitor la frică, Părintele Stăniloae. Părintele Stăniloae spune așa, că frica de Dumnezeu este o stare care ar trebui să fie permanentă, așa cum este încălțămintea celui care urcă pe munte. Ea este strict necesară pentru ca să poți urca. De asta trebuie să o porți permanent. Ea încălțămintea este strict necesară și cu această încălțăminte a alpinistului asociază Părintele Stăniloae frica de Domnul. Foarte interesant, care este opusul fricii de Dumnezeu în opinia Părintelui Stăniloae? Păcatul, spune el. Am fi putut să spunem opusul fricii este curajul sau iubirea putem să o spunem și așa, pentru că știm de la Sfântul Ioan Evanghelistul că iubirea alungă frica. Deci frica și iubirea se exclud, dar nu, opusul fricii de Dumnezeu nu este iubirea de Dumnezeu, pentru că iubirea și frica de Domnul sunt vecine, se hrănesc una pe alta. Foarte interesant. Și mă întorc la ceea ce spunea Părintele Stăniloae, frica este opusă păcatului, iar păcatul este opus fricii. Dar mai adaugă părintele, frica aceasta de Dumnezeu nu este una pasivă. Ea anticipează harul. Pentru că acolo unde este frica lui Dumnezeu, vine și mila lui Dumnezeu, vine și harul lui. Al doilea reper pe care mi iau în discuția despre frică este din cartea lui Iov, capitolul 28, versetul 28, care spune așa Frica de Dumnezeu, aceasta este înțelepciunea. Iar în îndepărtarea de rău stă priceperea sau înțelegerea. În îndepărtarea de rău stă înțelegerea. Înțelepciunea omului constă în faptul de a avea frică de Dumnezeu, spune Iov. Ce înseamnă asta? De ce se leagă frica de Dumnezeu de înțelepciune și nu se leagă, de exemplu, de disciplină sau de cumințenie? Adică, înțelegeți, ți-e frică, păi o să, din cauza că ți-e frică o să faci lucrurile așa cum trebuie, disciplinat. Comportamentul tău se aliniază la lucrurile care îți produc frică în așa fel încât să nu mai simți frica. Ar fi putut, deci, versetul acesta să fie ceva de genul frica de Dumnezeu este îndreptare, frica de Dumnezeu este pentru om cărare dreaptă, frica de Dumnezeu înseamnă viață curată, pentru că frica, în general, este o senzație provocată de o autoritate care are puterea să te pună la punct, să te penalizeze, să te pedepsească dacă este nevoie. Autoritatea aceasta te urmărește și vede dacă respecti regulile și dacă nu le respecti, Ești pasibil de pedepsă sau de penalizare. Frica este senzația pe care o ai atunci când știi că asupra ta este îndreptat un ochi supraveghetor care va observa când greșești. Dar versetul biblic spune că frica de Dumnezeu este înțelepciune. Nu este conduită corectă, ci este înțelepciune. Păi, înțelepciunea. Nu înseamnă doar inteligență. Înțelepciune înseamnă înțelegere superioară a lucrurilor. Ești înțelept atunci când nu te repezi la prima concluzie, la soluția evidentă, ci atunci când ești dispus să faci o confruntare. Ce fel de confruntare? Confrunți situația pe care o judeci cu toată experiența ta de viață pe care o ai și cu tot ceea ce ai acumulat prin educație. Frica de Dumnezeu este înțelepciune în sensul că ea, frica de Dumnezeu, este un sistem de valori întreg. Și la acest sistem de valori raportezi sau confrunți cu acest sistem toate deciziile pe care trebuie să le iei. Îl ai pe Dumnezeu în inimă? Îl ai. Deciziile privind acțiunile tale de zi cu zi pot să facă abstracție de Dumnezeu din inima ta? Nu. Tot ceea ce decizi zi de zi, mai ales în legătură cu acțiunile importante, sunt raportate mereu la principiile credinței în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este o filozofie. Dumnezeu este o Trinitate de persoane. Și pentru că este o Trinitate de persoane, prezența Lui în viața ta te conduce spre un anumit fel de a fi. Când îl ai pe Dumnezeu în tine, în mintea și în inima ta, nu poți să trăiești haotic, nu poți să fi rău, nu poți să fii egoist. Și acum spuneți, este asta o frică care te terorizează? Nu este o frică care te terorizează, dar este o frică prin care viața ta se schimbă în bine. Categoric. În fine, trebuie să preiau și al treilea reper pentru discuția despre frica de Domnul. El vine de la Evagrie Ponticul, ucenicul Marelui. Vasile și al Sfântului Grigorie Teologul și al Sfântului Macarie Egipteanul. Evagrie extrage din viața de pustie, pe care o cunoaște din experiență directă, o formulă limpede. El spune așa, din lacrimi vei cunoaște dacă te temi de Domnul. Din lacrimi. Ce sunt lacrimile? Lacrimile sunt anticiparea unei schimbări. Plânsul duhovnicesc, are în primul rând funcția de a curăți, de a limpezi conștiința. Atunci când plângi și plânsul tău este provocat de trăirea duhovnicească, în lacrimile tale se conține tristețe pe de-o parte, dar pe de altă parte bucuria renașterii. Plângi păcatul și asta este tristețea, dar te bucuri în același timp pentru noua ta viață. Lacrimile anticipează schimbarea. Atunci ce înseamnă că din lacrimi cunoști dacă te temi de Domnul. Înseamnă că teama de Domnul nu este teama de pedapsa lui Dumnezeu. Ci este mai degrabă teama de a nu fi asemenea lui Dumnezeu. Teama că nu poți să fii din cauza stării în care te găsești, că nu poți să fii alături de Dumnezeu în comuniune cu el, pentru că nu ești suficient de asemenea cu Dumnezeu. Deci, din lacrimi cunoști dacă te temi de Domnul, dar nu sunt lacrimi de groază. Haideți acum să ne întoarcem la Iov, pentru că versetul pe care l-am citat mai devreme mai conținea și o a doua parte. Frica de Dumnezeu este înțelepciune, iar îndepărtarea de rău este pricepere. Nu pricepere în sensul de competență, că ești priceput la ceva, ci în sensul de înțelegere, episteme, în textul grecesc. Pricepere este în ediția sinodală a Sfintei Scripturi, de asta am, cit am citat versetul așa, dar cuvântul grecesc este episteme, care înseamnă mai degrabă înțelegere. Deci ai înțeles ceea ce trebuia înțeles. Îndepărtarea de rău este dovada că ai înțeles ceea ce trebuia înțeles. Deci frica de Dumnezeu se transformă în atitudine morală ai înțeles ceea ce trebuia înțeles și dacă ai înțeles înseamnă că o să și aplici în viața ta, pentru că te vei feri de rău. Frica de Dumnezeu se transformă în atitudine morală. Știi ce este binele, știi ce este răul. Recunoști răul și te ferești de el. Acolo te duce frica de Dumnezeu. Acolo te duce. Și nu ajungi să te abții de la rău din cauza că ți este frică de pedepsa lui Dumnezeu, ci pentru că a face răul ar însemna să nesocotești adevărul. Și de acest adevăr absolut nu mai poți să faci abstracție când îl ai pe Dumnezeu în inima ta. În felul acesta, răul nu mai rămâne o opțiune decât Teoretic. Deci ai putea să-l faci, dar nu vei prefera niciodată să-l faci. Este acolo, dar nu este pentru tine. Sfântul Ioan Gură de Aur um, discută și el în, în omiliile sale la Iov despre acest verset și spune în concluzie că cea mai mare înțelepciune este să accepti criteriile lui Dumnezeu. Cea mai mare înțelepciune este să accepti gândirea lui Dumnezeu. Opusul înțelepciunii este să aduci argumente contrare. Sau de ce nu, să-i ceri chiar socoteală lui Dumnezeu pentru ceea ce ți se întâmplă, să te cerți cu el. Sfântul Ioan Hristos Tom spune așa, să nu socotiți că veți descoperi o altă înțelepciune decât înțelepciunea lui Dumnezeu. Să nu socotiți că există vreo altă înțelepciune decât înțelepciunea lui Dumnezeu. Sigur că acest cuvânt frică, nesperie, ne produce neplăcere. Din experiența mea însă vă spun că frica este un sentiment rău care trebuie folosit în favoarea noastră. Sigur că devine ceva foarte rău atunci când are formă de anxietate. Și din nefericire în lumea de azi e de multe ori prezentă anxietatea. Însă, în doze mici, frica de Domnul poate să fie soluția atunci când vezi că viața ta duhovnicească nu este așa cum trebuie. Încă o dată, vorbesc din experiență. Din experiența mea de creștin, din experiența mea de preot. Ce te pune din nou pe calea duhovnicească atunci când ești într-o pauză de, de entuziasm, să zicem? Poate o spovedanie. Dar dacă nu ajungi la spovedanie, poate este o discuție mai energizantă cu un anumit părinte, poate este o lectură, poate este o suită de clipuri de pe YouTube. Ce poate să te trezească, să te facă să intri din nou în starea potrivită pentru ca să te așezi pur și simplu în genunchi și să-ți reiei conversația ta cu Dumnezeu și să-ți reiei și viața pe care o aveai tu înainte, viața în Dumnezeu? Păi atunci când nu funcționează lucrurile acestea despre care vă spun, când nimic pare că nu te scoate din, din amorțirea ta, nici lecturile, din, nici ceea ce poți să auzi, te ai obișnuit prea mult cu YouTube-ul poate. Uh, nu știu. În momentele acelea, probabil că o doză controlată, bine controlată, de frică, este ceea ce îți trebuie. Știu că nu sună bine, dar. Știm din experiență că Sufletul adeseori trăiește haotic, se risipește în căi neimportante, se rătăcește în pasiuni distructive. Când forța răului, care te cuprinde din ce în ce mai mult, este foarte puternică, atunci ai nevoie de o ancoră și mai puternică de care să te ții. Și dacă ai înțeles că aceasta este o luptă pentru supraviețuire, atunci vei înțelege și că frica, atunci te salvează. Ea este ancora despre care vorbesc. Poate că doar frica mai reușește să te salveze. Pentru că este o luptă pentru supraviețuire, cele mai adânci instincte din ființa ta se vor pune în mișcare și vor face diferența dintre moarte și viață. E chiar atât de dramatic, credeți-mă. Și după asta vei ieși la suprafață. Ieși la suprafața acestei mări învolburate care era gata, gata să te înnece. Ce se întâmplă apoi? Te limpezești. Încetul cu încetul reintri în normalitate. Nu trebuie, nu cred că ar fi recomandat să trăiești mai departe în frică. Pentru că o să ajungi la anxietate, pentru că o să ajungi la teroare. Și v-am spus mai devreme că teroarea, sentimentul de teroare, trebuie evitat. Nu este teologic, nu este creștinesc. Dar o să-ți aduci aminte, totuși, cum frica de Domnul a fost salvarea ta. Frica de Dumnezeu. Începutul înțelepciunii. Începutul. După care vin credința și iubirea. Domnul cel bun să fie cu noi toți.